În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi de la Ioan, capitolul 12, versetul 9. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși Părinți, Preacuvioase Maică Stareță, Preacuvioase Maici, cuvântul meu de învățătură de astăzi îl intitulez așa: Biruitorul Morții. Știm că Dumnezeu l-a creat pe om tânăr, sănătos, frumos și nemuritor. Și l-a făcut stăpân peste toată făptura. Din nefericire, omul cel tânăr, sănătos, frumos și nemuritor ajunge bătrân, bolnav, urât și muritor. Din ce pricină? Din pricina păcatului. Iar la rădăcina păcatului este diavolul. Ne spune Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12, că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Și înainte vestitorii morții sunt necazurile, greutățile, bolile, suferințele. În sâmbăta lui Lazar, în ziua de ieri, îl observăm în ce stare a ajuns omul cel tânăr, sănătos, frumos și nemuritor. Pentru că Sfântul Ioan, în capitolul 11 al Evangheliei sale, în versetul 39, ne spune că atunci când Domnul Iisus Hristos, care îl iubea pe Lazar, îi tignea în casa lui, îi erau apropiate surorile lui, Marta și Maria, Domnul Hristos, când a auzit că Lazar a murit, le vedea pe surorile lui întristate din calea afară, le-a întrebat unde l-au pus și l-au dus la mormânt. Și ajungând la mormânt, citim în versetul 39 al capitolului 11 de la Ioan, Iisus a zis: ridicați piatra. Marta, sora celui răposat, i-a zis: Doamne, deja miroase, căci este a patra zi. Știm ce s-a întâmplat? Au ridicat piatra și Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Lazar: Lazare, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară, chiar mort fiind de 4 zile și mirosind greu. Domnul Hristos ne demonstrează încă o dată ceea ce citim de pildă în Cartea Înțeleptului Solomon, în capitolul 1, versetul 13, că Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii. La flori, a doua zi, astăzi, îl vedem pe Domnul Hristos că își descoperă demnitatea sa de împărat al împăraților și domn al domnilor. Petrecuse 33 de ani în smerenie. Făcuse mult bine, dar demnitatea sa împărătească și o descoperă astăzi în ziua floriilor. Evanghelistul Ioan, în capitolul 12 al Evangheliei sale, începând cu versetul 12, scrie: a doua zi, adică duminică, mulțime multă, care venise la sărbătoare la Ierusalim,
auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit într-o întâmpinare a Lui și strigau: Osana, binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratul lui Israel. Și Iisus, găsind un asin tânăr, așezut pe el, precum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a prea slăvit Iisus, atunci au adus aminte că acestea erau scrise pentru el și că acestea i le-au făcut lui. Deci, da mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta. El este biruitorul celui mai mare vrăjmaș al omului, biruitorul morții. De fapt, și cu o zi înainte, aflam tot de la Evanghelistul Ioan că atunci când Marta, zdrobită de durere, îi relata Domnului Hristos că a murit fratele lor, că este îngropat de 4 zile, atunci când i-a relatat lucrul acesta, Domnul Hristos i-a spus un cuvânt pe care n-ar trebui să-l uităm niciodată: Amin, amin zic ție, cel ce crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și cel ce trăiește credând în mine, nu mai moare niciodată. Așadar, în Duminica Florilor, Domnul Hristos, venind din Betania înspre Ierusalim, de la casa lui Lazar înspre Sfânta Cetate, este întâmpinat și recunoscut ca împărat al împăraților și domn al domnilor, ca biruitor al celui mai mare vrăjmaș al omenirii, care este moartea. De fapt, încă prorocii Vechiului Testament, inspirați de Duhul Sfânt, au prorocit acest lucru, că Domnul va intra în Sfânta Cetate. Prorocul Zaharia, în capitolul 9, versetul 9 al cărții sale, zice: Bucură-te foarte, fiica Sionului! Veselește-te, fiica Ierusalimului, că iată împăratul tău vine! Drept și biruitor, smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei. Iar troparul sărbătorii de astăzi, pe care l-am auzit de multe ori la strană, tot acest lucru îl subliniază, că Domnul Hristos este biruitorul morții. Cetez troparul. Învierea cea de obște, mai înainte de patima ta încredințându-o, pe Lazar din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, ție, biruitorului morții, grăim: Osana, celui din înălțime, bine ești cuvântat cel ce vii într-un numele Domnului. Binecuvântat ești cel ce vii, Domnul vieții, biruitorul morții. Având harul poeziei, Costache Ioanid ne-l prezintă pe Mântuitorul, biruitorul morții, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Vă dau doar câteva versuri. Iar în fața tuturora, ce luceafăr glorios umple cerul de lumină și de har victorios, e Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate cum purtase crenți de spini. E Iisus, cu mâini întinse, într-un gest de raze nins,
cu aceeași duioșie cum pe cruce le-a întins. Vai, dar poarta așa înaltă dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună, larg, ca bubuitul avei, sus acum voi port eterne, intră împăratul slavei. Cine e împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz, grumazul morții, a biruit moartea. Cu anticipație, prin învierea lui Lazar ne arată cum va veni o vreme când Domnul Iisus Hristos ne va învia pe noi pe toți. Mitropolitul Antonie de Suroj, în tineretele sale, când se sfârșea al doilea război mondial, avea grijă de cei tare răniți pe câmpul de luptă. Unul dintre soldați era pe punctul de a pleca în eternitate și era tare, tare necăjit. Și l-a întrebat Antonie de Suroj: de ce ești așa necăjit? Cum să nu fiu necăjit? Mor aici necunoscut de nimeni. Și departe, în țara mea, mă așteaptă părinții, mă așteaptă soția, mă așteaptă copiii. Necunoscut de nimeni, mor aici ca un câine. Și Antonie de Suroj îi zice: nu ești singur. Iată, eu sunt cu tine. Încă atâta vreme cât Dumnezeu îți dă putere să vorbești, povestește de casa ta, de părinții tăi, de soția ta, de copilașii tăi. Iar când nu vei mai putea tu vorbi, îți voi povesti eu un lucru foarte important, un lucru foarte fain. Să nu mi fii așa trist, pentru că acolo unde mergi tu e mult mai frumos și mai bine. De unde știi că e mult mai frumos și mai bine? Ai fost acolo? Ba, eu n-am fost acolo. Dar știu pe unul care a fost și tare cred în cuvântul lui. E vorba de Sfântul Pavel. El a fost răpit până la al treilea cer și a văzut lucruri pe care noi nu le putem vedea și a auzit cuvinte pe care noi nu le putem auzi. Și după ce s-a întors de acolo a scris a doua epistolă către Corinteni și în capitolul 5, în primul verset, zice că atunci când casa noastră pământească se desface, avem de la Dumnezeu în cer o casă nefăcută de mână, o casă veșnică. Și soldatul muribund s-a luminat la față și a plecat din lumea aceasta cu credința că acolo unde se duce e mult mai frumos și mult mai bine. Domnul Hristos, împăratul împăraților și Domnul domnilor, intră triumfal în Ierusalim astăzi, în cetatea marelui împărat. Intră victorios pentru că biruise cel mai mare vrășmaș al omenirii, moartea. Și voi încheia cu un verset din ultima carte a Scripturii, din Apocalipsă, în care efectiv Sfântul Ioan Teologul îl vede pe Domnul Hristos, biruitorul diavolului, păcatului, morții, în fruntea celor ce s-au mântuit și se bucură cu el în eternitate. Citesc din Apocalipsă, capitolul 7, versetul 9. După aceasta, m-am uitat și iată mulțime multă, pe care nimeni nu putea să o numere, din tot neamul și semințiile și popoarele și limbile, stând înaintea tronului și înaintea mielului,
îmbrăcat în veșminte albe și având ramuri de finic în mână, ramuri de finic, semnul biruinței asupra tuturor relelor, asupra tuturor păcatelor, asupra tuturor suferințelor. Inclusiv, adaug, semnul biruinței asupra epidemiei care este în lume acum și care nădăjduim că ne ajută Domnul Iisus Hristos să intre astăzi în Ierusalim, să o biruim. Pe El îl rugăm, pe Domnul Domnilor și Stăpânul Stăpânilor, să le dea celor bolnavi sănătate, să aibă grijă de doctorii care sunt niște eroi în zilele acestea, purtându-le de grijă celor din spital și celor de acasă. Și să aibă El grijă de tot neamul omenesc care acum este în suferință. Și închei gândindu-mă la biruitorul morții, tot cu troparul zilei de astăzi, învierea cea de obște, mai înainte de patima ta, încredințându-o pe Lazar din morți, l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule, pentru aceasta și noi ca pruncii, semnele biruinței purtând, ție biruitorului morții, grăim, osana celui dintr-o înălțime, bine ești cuvântat, cel ce vii într-un numele Domnului. Amin. Domnului.